pentru cei care au COVID și de asemenea am promis antivirale în farmacii. Cel mai simplu, atât pentru mine, cât și pentru colegii mei din Partidul Social Democrat, ar fi fost să nu ne implicăm în actul de guvernare. Părerea mea, sinceră, și a colegilor mei, era că Partidul Social Democrat trebuia să arate responsabilitate și să se implice în actul de guvernare. Mai mult, am venit la Ministerul Sănătății cu un profesionist, cu o persoană recunoscută atât pe plan național cât și internațional, cu domnul doctor profesor Alexandru Rafila, și se vede că se începe să se impună programul domniei sale într-o perioadă de criză pandemică și într-o perioadă scurtă. Eu mă bucur că domnul profesor este atât de determinat și nu se abate clar de la, în primul rând, de la actul medical. Și până acum sunt din cele 230 de centre, 172 sau 173 sunt deja deschise, ele fiind un tampon, dar cred că domnul Rafila vă va prezenta mai exact toată această situație. Credem că dreptul românilor de a avea acces la sănătate, indiferent de veniturile pe care le are, eu sunt un om de stânga și recunosc acest lucru și nu mi-este rușine și mă bucur că la aceste centre au acces atât cei bogați cât și cei care nu au venituri așa de consistente. Centrul de la Bălenii de Munte, centru orășenesc, mediu, ceea ce înseamnă că coborâm din zona urbană aglomerată către zona rurală și orășenească mediu. Domnule profesor, felicitări și mult succes în continuare și indiferent de cât veți fi de atacat, să mențineți același vin și faptul că, în comparație cu mine, ați depus un jurământ clar în fața oamenilor. Să aveți grijă de sănătatea lor. Mulțumesc mult!